Lasă-ți le. Are 75 de centimetri și 10,3 kg. Ai? Ai? 44 de centimetri căpuțul. Și acum așteptăm. Ce faci? Ce faci, mă? Uite și-au malu. Wow. De ce ai rupt ăla? De ce ai rupt ăla? De ce ai rupt ăla? Nu se poate! Nu se poate! Iubire! Dinții? Arată dinții? Ce faci? Grasule! 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 L-a scris doctorița din greșeală, adică asistenta cu pixul. Ce ai aici? Ce ai aici? Ce ai aici? No. Te ceartă doctorul. Te ceartă doctorul. Ce ai făcut? Te ceartă doctorul. Ce ai făcut? Ha? Ce ai făcut? Amza? Cum așteptăm? Din păcate trebuie mască, așa că am fost jos la farmacie și mi-am cumpărat. După care o să mergem după Filip la grădină împreună. Da? După ce terminăm la pediatru, mergem direct după Filip la grădiniță, că deja este ora 12 imediat și până la ora 1 trebuie să le iau de la grădiniță. Amza! Asta și-a făcut, toată hârtia aia o rupt-o. Măi, Amza, măi! Dar nu se poate, mama! N-are stare deloc. Are multă energie. Ai energie? Ha? Ai energie? Afară este foarte soare și fain. 22 de grade. Este super soare și fain. Nu mai rupe, mama! Amza! Amza! Nein! Tată ruptă. Aia trebuia să fie sub tine! Nu s-o rupi! Pă, halo! Noi acum am venit după Filip la grădi. A fost direct în curte, m-a așteptat, așa-i? Te-ai jucat cu copiii? Ce roșu ești, iubire, că e foarte cald astăzi. Și am zis-o la somnic, eu făcut și vaccine în piciorușe. Uitați-l, hai să-i dau pe spate un pic. Oh, bala. Să nu un picuț. Știi că eu făcut la Amza injecții în piciorușe? Da, aici sau aici? În amândouă, aici sus. Uitați-l cum doarme, îngeraisul, eu voi somnic.
Și aici e Filipa, iubirea lui mami, că a fost la grădi. Cum a fost la grădi? A fost fain? Te-ai distrat? Ha? Cu cine te-ai jucat azi? Cu toți. Bravo, mără. Și ați colorat sau ce ați făcut înăuntru la grădi? Când ați fost înăuntru? N-ați făcut activități? Nu. Nu? Ok. Ce fain și cald e, nu? Așteptăm să vină tata de la muncă și mergem în parc. Vrei să mergem în parc? Da, aici. Hmm? Aici vrei. Eu astăzi am fost și la condus. Am condus de la ora 8:05 minute până la 9:30. Hai, bine, lângă mama, să trecem drumul. Hai, repede, repede, că ne lasă pe noi. Opa! Și vreau să vă mai zic că nu v-am mai zis nimic de condus. Am condus deja cam 12 ore cu mașina manuală. Acum am început, am cred că 6 lecții cu mașina automată. Mai trebuie să fac câteva cu mașina automată. După aia o să pot să dau profund. O să pot să dau examenul de condus. Și după aia cine o să vină cu mașina la grădi? Eu! Că începe și mele aia grădiniță și o să vă ducă mami pe amândoi la grădi cu mașina. Bine, când este cald și fain o să venim pe jos, dar când este frig și ploaie o să iau mașina. Asta ai? Wow, uitați ce pom fain! Ce fain e pom! Uite, iubire, câte flori are! Wow! Roz! E fain? Cine-i frumos ăsta? Ia să te văd. Tata, eu vreau la Lena cu telefonul și Lena. Aici este o școală 1-4. Este chiar aproape de grădi și aici este încă o grădiniță de stat. Dar noi l-am dat la grădiniță privată. Nu știu dacă v-am zis sau nu v-am zis. Până la ora 1 nu se plătește nimic, absolut nimic. Totul este gratuit aici în Germania, grădinița. Până la ora 1 trebuie să-i punem noi pachet la grădiniță. Îi punem un pachet pentru că mănâncă la grădi pe la ora 10:30-11 mănâncă toți copiii împreună și îi punem pachet de acasă. Și dacă vrei să-l dai până la ora 4, trebuie să plătești o anumită sumă în jur de 100 de euro de copil. Inițial am vrut să-i dăm la program lung până la 4 și pe Melea și pe el. Dar nu a avut loc anul trecut, nu a avut loc pentru Filip până la ora 4 și așa că l-am dat până la ora 12. Dar acum mă bucur că l-am dat până la 12, că îi de ajuns. Restul mai stă și cu noi acasă, nu iubire? Ai băut apă? Deci aici e cealaltă grădiniță. Ce-i iubire, ești obosit? Nu, am jucat. Da? Dar te-ai jucat în nisip cu păpucii ăștia buni? Da. Oh. Da, doamna Anete era? Nu, se cheamă... Mihaela? Da. Da, Anete era, doamna? Nu era Anete? Numai una? Numai Mihaela? Înțeleg. Da, acum o să mergem acasă. Este foarte soare, dar nu mai am chef să stau să-mi scot ochelari din geantă. Merg cu Amza, că i-a făcut vaccine antihepatită. Mi-a zis acolo mai multe pentru ce-i vaccinul. Și acum merg acasă să pun repede să fac ceva să mâncăm. Cred că o să pun niște pulpe la cuptor pentru că le-am scoase în frigider și trebuie să le pun la cuptor, nu mai le pun în congelator. Dar, mami, și o să... Da, iubire.
mâncare de la grădiniță. Da, tu nu ai mâncat tot la grădini. Da, și eu mânc la Lena acasă, că eu vreau la vrei ea. La bunica până vine tati și după aia ieșim la plimbare? Da. Că și mele e la bunie, acum ne așteaptă. Tata la... O să fac acele pulpe cu, cu legume. Ce faci? Băi, dar ce fain e la răcoare. Deja a venit căldura tare. Nu știu, sunt doar 22 de grade, 21, dar mie îmi pare că e foarte, foarte cald. Orică de ce am bluză lungă. Mami, ți-e cald? Nu, transpirat că ai transpirat? Iud părul. Ai transpirat că iud părul? Da. Păi e cald, foarte cald azi, nu? Dar e fain că e cald. Da. Azi că mâine îți dă mami tricou, că nu ai numai mai eu sub bluziță. Vrei să te las numai eu? Da. Ha? Da. Ridică mânuța. Dezbrăcat. Mâine o să-ți dea mami tricou, da, la grădi. Bine? Copii. O să-ți dai mami sub bluziță tricou, că așa dacă ți-e prea cald, îți dai bluza jos și rămâi în tricou așa, da? Da. Acum n-ai avut pe tine decât mai eu. Dai bine și mai eu, nu? Da. O să pun această caserolă de pui la cuptor. Văd că avem aici aripioare, ciocănele, asta așa, și pulpa de sus de la pui. Avem așa câte 2-3 din fiecare. Văd că aripioare, că sunt micute, are 3. Acum o să vi-l arăt și pe Amza. Vorbesc aici ca să nu mă audă. A dormit un pic și pe drum, dar scurt, așa că am venit acasă, i-am dat săpape, i-am dat și Nurofen să nu facă febră și l-am pus la somnic și acum face nani scump. Noi am terminat de mâncat, acum mai am de șters masa și după aia pun aspiratorul. Nu v-am mai arătat pulpele și cartofii. Am aici dezastru bucătăria, așa că mă pun acum să fac curat. Nu vă mai arăt cum fac curat, o să vă arăt doar finalul. Și vreau să mă ocup de cuptor, pentru că este dezastru. O să vă arăt și ce soluție folosesc. Și o să vă arăt după aia rezultatul final. Vă arăt așa rapid. Este dezastru. Acele sunt sticlele cum am fost ieri în parc. Am cumpărat apă și le-am lăsat acolo seară. Când am venit eram obosită. Aici am oale, ulei. O să vă arăt după aia rezultatul final. Mă pun să pun mașina de vase și să încep curățenia. Și vă arăt după. Vreau să vă arăt un pic această soluție superbă. Eu am comandat-o după Amazon, dar am văzut-o în mai multe, la mai multe fete și ziceau că e foarte bună pentru aragaz și pentru cuptor. Așa că noi cum folosim foarte, foarte mult cuptorul, facem și prăjituri multe și mâncare multă și este și foarte vechi. Cum facem foarte multă mâncare, foarte multe prăjituri în el, este foarte folosit și, și a fost și foarte murdar. Așa că l-am uns bine cu această soluție. Am aici și pensula. Am primit această soluție împreună cu pensula, cu mănuși și cu cârpă. Și îmi pare că a costat 14 euro, nu mai țin minte sigur. Așa că am uns bine peste tot. Am vrut să vă arăt cuptorul înainte să-l curăț. Am uns foarte bine și aceasta. Am uns tot foarte, foarte bine. Și o să aștept timp de câteva ore și am vrut să vi-l arăt înainte cum arată și o să vi-l arăt după ce îl curăț. L-am mai curățat odată, dar nu v-am arătat și am fost
mega, mega mulțumită și mega șocată. Deci acest aragaz fiind foarte, foarte vechi și spălându-l, curățându-l cu această soluție, a devenit ca nou înăuntru. Deci pur și simplu părea nou. Și am spus ca să vi-l arăt un pic înainte și după ce îl curăț, ca să vedeți cum arată acum și cum o să arate. Termină și curățenia aici în bucătărie. Eu folosesc pentru blat și pentru chiuvetă această soluție. Este foarte bună, este anumea de aragaz, chiuvetă și blat. Am șters tot, am spălat și chiuveta, am șters și mașina de vase, mașina de cafea. Am făcut tot curat. Aici am doar 2-3 chestii ce trebuie să le pun la loc după ce sunt uscate. Le-am spălat la mână pentru că nu a mai fost loc în mașina de vase pentru ele. Și am șters tot și am curățat. Acum sunt mai liniștită. În momentul când am mizerie în casă, parcă nu sunt liniștită până nu fac curat. Dar acum că am făcut, sunt bine. Să vă arăt cuptorul. Aici am scos, trebuie să spăl și acest gemuleț. Aici de la ușă, ăsta l-am spălat, a ieșit super, super curat. Iar vreau să vă arăt cuptorul, pur și simplu lucește. Aici e zgriat. De asta nu merge, nu-i murdar. Dar în rest sunt foarte, foarte mulțumită. A ieșit foarte curat și lucește pur și simplu. De mult tot vroiam să-l spăl, să-l curăț. Și tot nu am reușit, așa că am găsit acum un moment și m-am pus repede să-l curăț. Având în vedere că este și foarte vechi, cred că are peste 30 de ani, că bucătăria am primit-o când ne-am mutat de la copilul nenea ce a stat aici în apartament și este folosibilă și așa că nu am schimbat-o, am lăsat-o pe asta. Nu mai am doar de spălat astea, sticla asta, să o punem la ușă înapoi. După care este gata cuptorașul nostru. Uitați, asta este a doua apă cu care am șters așa în mare. Dar apa cu care l-am, adică cu buretele cu care am spălat prima oară era neagră, mai neagră ca... Am ieșit acum un pic în parc cu copiii și Filip vrea să mă arete cum să urcă sus. Așteaptă, iubire! Hai! Spider-Man, bravo! Și pe aici cum te urci? Vrei să areți? Hai! Ia arată! Ești sportiv? Hai că ieri ai putut. Ține-te de acolo, de mai sus un pic și te ții de ăla. Da, că mă țin de ăla pic. Nu pici, hai, încearcă. Hai. Bravo! Ia
Bravo! Batu Cinciu! Bravo! Puf! Melaia, tu ce faci? Melaia! 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 Să ceau! Ce să mai arăți? Ia! Încet! Te-ai lovit? Ca la Survivor? Halo! Ce-ai acolo, elefantelu? Ce somnic? Ce somnic? Nu mai are stare. Amza! Oh! Oh! Te-ai pati tu? Până la Aldi, dacă toți suntem aici în parc aproape. Și am luat așa șnițel mari. O bucată așa mare de somon. În sfârșit am găsit pătrunjel. Am căutat, cred că, câteva luni la rând. Pătrunjel de ăsta congelat. Este foarte, foarte bun, ca și proaspăt aproape. Și am luat vreo, nu știu, 4 sau 5. Soțul și-a luat un Fanta. Am găsit o Kinder de astea Joy la copii. Am luat 3. 2 ape minerală. Un iaurt și o lapis și am mai luat așa un box de Fanta micuț, că era în reducere și de când am născut încerc să nu mai bem cola, așa că bem Fanta. Mami, ce-i? Vreau să văd în plasă. Ce să vezi în plasă? Nu este nimic, e greu. Alea nu se poate. Cine o să mânce acum seara că face mami ori somon, ori șnițel. Cine mâncă șnițel cu legume sau somon o să primească ou. Până atunci niciunul, ok? Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final și de data aceasta. Sperăm că v-a plăcut și acest tip de vlog. Nu uitați să ne dați un like și un comentariu cu ce părere aveți voi despre vlog, că ne ajută foarte mult și ne încurajează să postăm și să filmăm mai mult. Până data viitoare, numai bine, pa, pa!